așa știm și noi. Știm că s-a terminat discuția liderilor coaliției și există câteva concluzii în legătură cu PNRR. Pentru că despre asta s-a discutat, dar s-a discutat și despre criza care a fost generată de bugetul capitalei. În privința bugetului capitalei ne lămurim imediat, înainte, cum v-am promis, în studioul Digi24 este Virgil Popescu, ministrul energiei. Bună seara, domnule ministru! Bună seara! De acolo veniți? Da, am fost la o discuție pe PNRR acolo. Ce puteți să ne spuneți? Ce s-a întâmplat? Ce decizii s-au luat? Din punct de vedere al bugetului pentru energie este același. Am discutat despre proiectele care sunt în zona de energie, despre proiectele de gaze. Le-am explicat și colegilor din coaliție ce înseamnă rețele de gaze amestec gaz natural cu hidrogen într-o proporție de 15%. Practic să construim în momentul de față prin PNRR niște rețele ready for hidrogen, așa cum se construiesc de acum încolo în toată Europa, pentru că eu am mai spus, hidrogen este și la nivel european considerat combustibilul viitorului, este un gaz curat, nu are emisii de CO2, practic are emisii zero de CO2, are putere calorică mai mare, e adevărat că trebuie tehnologia să fie mai bună, mai nouă pentru a putea prelua acest gaz. Amestecul se face foarte bine, iar noi, dacă vrem să construim de acum încolo rețele de distribuție, să le construim în așa fel încât și peste 5, 6, 7 ani, când inclusiv prin rețeaua națională de transport și prin rețeaua de transport europeană va circula acest amestec, să putem să-l folosim în consum. Și de aceea vom construi rețele de hidrogen împreună cu gazul natural în amestec. Știți că atunci când a fost făcută lista proiectelor cu probleme, lângă problemele legate de rutier, lângă problemele legate de irigații, a apărut și rețeaua de gaz. Da, a apărut și rețeaua de gaz. Au fost niște întrebări tehnice și era normal ca cei de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene să nu cunoască partea tehnică. Noi am preluat aceste întrebări. Au fost niște întrebări de genul cine ne poate da nouă asigurări că România va putea până în 2026 să producă hidrogenul necesar pentru a putea... Deci Comisia Europeană a vrut să știe dacă vom fi în stare să producem hidrogen? Da, dacă vom putea să producem hidrogen. Și vom putea să producem hidrogen? Evident, lucrurile se demonstrează foarte simplu. Am mai spus acest lucru. 600 de milioane de euro cât avem bugetat înseamnă pe cost standard care l-avem făcut și noi și ANR-ul în jur de 4.000 de kilometri, o medie de 4.000 de kilometri de rețea putem construi. În acest 4.000 de kilometri se pot racorda în jur de 40 de gospodării pe kilometru, deci pe total avem vreo 160.000 de gospodării, care avem un consum mediu, îl știm că e consumul istoric al fiecărei gospodării. Acum avem un total de gaz cât iese la nivel total anual și un procent de 15%, vă spun că este o cantitate foarte mică de hidrogen care se poate produce deci, lejer oriunde într-o capacitate de producție. Dacă vom primi banii ăștia de la Comisia Europeană, dumneavoastră spuneți că în următorii 5 ani, pentru că asta e regula PNRR-ului, până în 2026, noi vom obține o rețea de hidrogen și gaz. O rețea de amestec de gaz natural cu maxim 15%. Rețeaua asta va dubla actuala rețea? Rețeaua nu va. O vom face în zonă, că mai mult trebuie să demonstrăm că nu va interacționa cu rețeaua veche, pentru că și rețeaua veche, dacă vrem să o facem ready to hidrogen, trebuie să facem ceva la ea, deci nu pot să trec gazul, rețeaua veche prin care trece numai gaz, să o interacționeze cu rețeaua cea nouă și va trebui să o demonstrăm că va fi într-o zonă, într-o regiune, într-o regiune pilot. O să vedem unde o facem. Eu am venit cu ideea la coaliție și rămâne să mai vorbim. Probabil o regiune care nu are gaz convențional. Exact. Într-o regiune în care nu există așa de mare dezvoltare a rețelei de gaz, că e mult mai simplu acasă, să facem la acolo. La om va ajunge amestecul gaz la cu hidrogen? La gaz la om poate să ajungă în prima fază doar gazul sau poate să ajungă ulterior când facem și injecția de hidrogen. De hidrogen, gaz plus hidrogen. Dar la capătul țevilor va exista o centrală care va funcționa. Centrala mea de apartament trebuie să fie capabilă să ardă gaz și hidrogen. Sau de casă, sau de ceva. Aragazul poate să ardă și aragazul poate să ardă și hidrogen. Evident că și aragazul poate să ardă. Un aragaz obișnuit? Evident. Aragazul, gândiți-vă că merge și pe butelie, pe butan, îi schimbi acele arzătoare și merge pe gaz natural, îi mai schimbi acele arzătoare, merge pe propan. Îi mai schimbi acele arzătoare, merge pe acel gaz și hidrogen. Pe acel amestec. Acum, deci, evident, țevile din noua rețea, care va transporta
amestec hidrogen cu gaz. Țevile astea sunt speciale? Nu, țevile vor avea probabil, în loc de 6 atmosfere, cum sunt făcute acum, vor fi probabil, vor funcționa până la 10 atmosfere. Vor fi niște presiunea va fi mai mare înăuntru. Presiunea va fi un pic mai mare înăuntru, dar nu semnificativ în așa fel încât să fie ceva ieșit din comun sau ceva special. Iar injecția de hidrogen va fi făcută în interiorul rețelei după intrarea gazului natural în rețeaua de distribuție. Deci după dispozitivul de reglare și măsură al transgazului, ca să nu interacționeze cu conducta de transgaz. Dacă, între timp, pentru că și transgazul lucrează împreună cu transportatorii din European la un proiect în așa fel încât și rețeaua de transport să poată să preia hidrogen în ea, și dacă vom avea în rețeaua națională de transport amestecul de gaz cu hidrogen, și probabil că ăsta este viitorul și îl vom avea, atunci nu va mai fi nevoie nici de injecție în sistem și va intra direct. Deci proiectul rețelei de gaz rămâne, intră da, mă voi în PNRR. Da, mă voi duce la Bruxelles să explic Comisiei Europene, să le explic celor de la DG Energy, de la DG Reform, că lucrurile sunt mai simple decât par. Nu se pune problema unei cantități enorme de hidrogen pe care să nu o putem, produce în România, și sunt convins că lucrurile se vor așeza. Anul trecut a fost la fel de greu, să știți, să aprobăm 250 de milioane de euro și mi-aduc aminte că am muncit cu domnul ministru Boloș ca să convingem Comisia Europeană că rețelele de gaz sunt bune pentru România și că avem nevoie de ele. Am reușit să-i convingem cu un nou concept, rețea de gaz inteligentă, în sensul că avem și contorizarea automată, avem și detectarea de defecțiunilor automate pe rețelele noi care le construim prin POIM. Acum am venit cu conceptul acesta nou, upgradat, în trendul european, folosind și acest gaz hidrogenul, rețele inteligente folosind amestec de gaz natural și gaze verzi. Hidrogenul este un gaz deci verde. Deci ministrul Ghine, atunci când spunea că atunci când vom prioritiza de unde s-au făcut observații ale comisiei, se va tăia? A fost o întrebare. Nu se referea la rețeaua de gaz? Nu, am avut discuție cu dânsul, i-am explicat și dânsului acest lucru și ok, a rămas de comun acord cu să merg să explic, o să fac inclusiv în interiorul PNRL acest studiu tehnic, ca să fie comisia și înscris liniștită că putem asigura producția necesară de hidrogen. Iar mai mult, România este și partea ISPEI-ului pe hidrogen, adică suntem în proiecte europene pe hidrogen. Suntem în proiectul Dunărea Albastră, Blue Danube, unde Hidroelectrica cu Verbundul din Austria, cu alte companii din Germania, lucrează la acest proiect și vom produce hidrogen mult în România. O parte va fi consumată în România, o parte va fi exportată în afara României. Deci suntem inclusiv în acest proiect european pe hidrogen. Rețeaua veche. Extinderile, racordările, știți că s-a făcut o coadă de așteptare foarte lungă, da, pentru că racordările sunt gratis. Da. Și nu mai pot firmele să facă aceste racordări. Nu, am trecut de la o extremă la alta și am avut discuții cu companiile și le-am spus exact asta. Am trecut de la o extremă la alta. Înainte n-ați vrut să faceți racordări, pentru că dacă vă făceați racordări înainte, nu vă plângeați acum că sunt 60.000 de racordări față de 10.000 cum erau în urmă cu un an de zile, când trebuia să le plătească omul. Eu cred că dacă făceați la timp racordările, n-ajungeam ca să existe o cerere atât de mare de racordări. Pe de altă parte, iar nu mi se pare nici normal ca să fac solicitare să am racordul la poartă, dar să mă gândesc că îmi fac instalația peste 2-3 ani. Nici asta nu este normal. Pentru și să chem firma înapoi ca să-l facă din stradă până în casă. Din stradă până în casă, da. Acolo e obligația mea să fac din stradă până în casă. Dar pun eu racordul la poartă și mă mai gândesc că nu o să fac. Nici asta e normal, pentru că arunc resurse financiare inutile. Care e soluția? Soluția o discutăm în continuare la minister și vom găsi această soluție, în așa fel încât și oamenii, și iar nu este normal ca, de exemplu, pentru companii să se facă acest racord gratuit în condițiile în care acolo e vorba de racorduri de putere foarte mare, poate fi considerat inclusiv ajutor de stat și ne trezim cu alte lucruri în condițiile în care firmele înaintea apariției acestei legi nu au beneficiat de acest lucru și deci sunt puse în inferioritate și e clar un ajutor de stat. Știți la ce se gândesc oamenii? Oamenii se gândesc așa: n-am bani să-mi fac racordul ăsta, dar dacă există această ocazie să vină gazul la mine pe stradă, păi să vină gazul la mine pe stradă și după aia mă înțep eu când voi vrea să da, fac. Eu sunt de acord să deci fac. Deci pentru această formulă de gândire există vreo soluție? Eu cred că putem discuta inclusiv pentru această formulă de abordare.
facem racordul pe o declarație a omului, cazul în care într-un termen rezonabil nu-și face instalația în interiorul casei, plătește racordul la tariful de racordare care era înainte stabilit, nu arbitral, ci stabilit că este la reglementat de ANRE. Există posibilitatea ca această gratuitate să dispară? Nu. Să revenim la vechiul sistem în care oricum așteptam. Așteptam să vină gazul... Nu, pentru că nici vechiul sistem nu era bun. Deci vechiul sistem eram dependenți de către distribuitor care venea când dorea. Actualul sistem este gratuit pentru toată lumea, dar a ajuns să se sufoce atât din punct de vedere logistic, pentru că nu există suficient de multe firme care să facă aceste racorduri în momentul de față. Este depășită capacitatea logistică și financiar depășită capacitatea bugetelor de investiții care au fost alocate anul trecut. Au venit așa buluc toate și trebuie să găsim o soluție de comun acord, așa fel încât să le facem. Pe de altă parte, trebuie să urmărim gratuit de ele, nu sunt gratuite. Ca să știți, omul nu plătește, dar se socializează pe costul tuturor. Adică pentru cineva care nu folosește, pentru cineva care nu folosește acest racord să consume gaz, îl plătesc toți ceilalți. Și așa ajungem la sfârșitul anului să vedem că ne va crește poate cu 20-30% tariful de distribuție la toți. Iar nu este normal. De aia vorbeam și dar n-ar trebui să apară în factură în mod special, un capitol special această cheltuială? Este un tarif de distribuție care face parte din prețul total. Pentru că dacă total se schimbă tariful, adică eu n-am de unde să știu. Eu știu doar că mi s-a schimbat tariful, am consumat atâta, plătesc mai mult. ANRE-ul este un tarif reglementat, ANRE-ul în funcție de valoarea investițiilor și perioada de recuperare. Și aici legiuitorul, după părerea mea, a pus un termen foarte scurt de recuperare, 5 ani de zile. Și nu cred că este foarte scurt, asta înseamnă că recuperezi o investiție destul de mare într-un termen foarte scurt, asta înseamnă un cost mare pe care trebuie să-l plătești. Acum, și îl vor simți de la anul sau peste 2 ani. Suspectați că firmele de gaz nu sunt interesate să facă aceste racorduri? Eu cred că adevărul tot timpul este la mijloc. Adică, deci, am trecut dintr-o parte în alta, iar eu cred că acum, dintr-o dată, s-au lovit că au obligativitatea să facă acest racord, pentru că dacă nu-l fac, există amenzi foarte mari pe care ANRE-ul le poate da inclusiv la cifra de afaceri. Și atunci cred că e mai ieftin să faci racordul decât să iei amendă. Pe de altă parte, sunt sufocați de numărul mare de cereri și de lipsa din piață a firmelor mici, IMM-urilor, care să facă aceste racorduri să construiască. De lipsa resurselor financiare dintr-o dată care trebuie să vină pentru a satisface absolut toate cele și sunt într-un blocaj, nu știu cum să facă. De aceea am inițiat discuții la nivelul Ministerului. Eu sper ca săptămâna cealaltă după Paște să venim cu o propunere către colegii din Parlament, pentru că vrem să luăm prima amendamente a unei ordonanțe pe care noi am dat-o în guvern pe legea energiei și să aprobăm foarte repede în Parlament să reglementăm acest lucru. Consiliul Concurenței are două investigații în legătură cu firmele de electricitate care ar fi făcut lucruri necurate cu prețul de achiziție. Nu, cred că acest lucru este... Consiliul Concurenței are în lucru două investigații, din ce știu eu, n-aș vrea să dau numele firmelor, din ce știu eu, s-au reclamat niște firme între ele, pe bătălia pe client, ceea ce am spus că o să ajungă firmele să se bată între ele pe clienți. Dar între timp a mai apărut un alt fenomen care pe mine m-a îngrijorat. Am observat că nu au fost contractat în semestru 2, Q2, cum spunem noi în termeni, dar a fost contractat din timp energia de către furnizori pentru vânzarea clienților casnici. Ori asta mă face pe mine să înțeleg că a fost ceva, pentru că mulți furnizori, nu unul sau doi, nu și-au contractat în mod normal. Orice furnizor care are un portofoliu de clienți știe cu un an de zile că se liberalizează prețul. Pentru că noi am anunțat la 1 ianuarie 2020 că vom liberaliza prețul la energie electrică la 1 ianuarie 2021. Deci știi că se întâmplă acest lucru, poți să-ți cumperi energia pentru tot anul 2021 din timp, poți să-ți cumperi, dacă n-ai cumpărat-o pentru semestru 2, poți să-ți o cumperi până la sfârșitul anului, unde prețul era suficient de mic, chiar foarte, foarte bun, deci permitea o reducere a prețului liberalizat, nu o creștere a prețului liberalizat. Și te trezim acum că n-au fost contractat, au cumpărat traderii, iar furnizorii cumpără de la trader mai scump. Adică ne așteptăm să se scumpească? Adică eu cred că este un fenomen neconcurențial, poate fi considerat chiar un cartel între anumiți furnizori, poate cu traderii, și am solicitat, am tras un semnal de alarmă, am discutat și Consiliul Concurenței și să vedem dacă cu adevărat acest lucru, poate nu este acest lucru, poate a fost o omisiune. Să nu suspectăm de rea credință de la început, dar nu pot să nu mă gândesc la acest lucru în condițiile în care legea spune că trebuie să achiziționeze energia electrică și gazele naturale, dar nu vorbim de gaze acum,
la prețuri cele mai mici, la costurile cât mai mici pentru portofoliul tău de clienți casnici. Ori tu nu faci asta. Dacă nu faci asta, înseamnă că ai greșit, ai încălcat legea, ai făcut ceva. Și asta se întâmplă cu toți furnizorii? Nu, unii au făcut, unii n-au făcut. Dar marea parte nu prea au făcut. Și atunci ne vom uita la acest lucru și Consiliul Concurenței, ANR-ul, se poate uita, poate verifica, poate cere la fiecare furnizor contractele să vadă când le-a încheiat, cum le-a încheiat, față de portofoliul de client și atunci vom vedea dacă se confirmă sau... În perioada asta de schimbare a contractelor, mare parte din furnizori au anunțat discounturi până pe 30 iunie. Da. Vă așteptați ca după termenul ăsta tarifele să o ia în sus? Nu mă aștept. Mă aștept ca tarifele să, cel mai rău ca să rămână la acest nivel. Mă aștept ca să treacă mai mulți oameni în piața concurențială, pentru că acum dacă nu vor opta pentru piața concurențială, pentru un preț, pentru un furnizor din piața concurențială, nu vor mai primi după 30 iunie acel discount și practic vor rămâne la serviciu universal, care este un serviciu mai scump. Mă aștept ca dacă nu au trecut în iunie, când le vine factura din iulie, să vadă că nu mai este acel discount și să aibă un... Până acum câți au trecut? Nu am o... Dar nu mult, să știți. Cred că un procent de 10%. Doar 10%? Da, deci nu mult. Este o inerție foarte mare a noastră, a românilor, în a trece de... A face așa o schimbare și sunt convins că se va întâmpla ca să fie iar un buluc așa spre sfârșitul lunii iunie, când ne vom trezi și vom dori să trecem mai repede. Evident, nu mai trebuie să duci la coadă, poți să trimiți acum prin e-mail, dar nu mulți au trecut. Dar am surpriză plăcută că o companie care avea foarte mulți clienți în piața reglementată a reușit să-și treacă în concurențială. Adică există și interesul companiilor să securizeze clienții în piața concurențială. Cum vă explicați că la aceeași companie, deci la același furnizor, în București este un tarif de 0,6 lei kWh, în Balotești este 0,8 lei kWh, ambele contracte sunt pe piața concurențială. Cum vă explicați această diferență? Singura diferență care ar putea să fie este doar de la tariful de distribuție. Dacă distribuitorul din Balotești, nu știu cine este, distribuitorul din Balotești... Ar putea fi altul și atunci impune și atunci furnizorului... Un tarif de distribuție nu impune, că tariful de distribuție este reglementat, este stabilit de către autoritatea de reglementare, nu este un tarif liber. Să fie o investiție nouă, o distribuție nouă, cu toate că nu cred că în județul Ilfov să nu fie același distribuitor ca și în București. Este foarte ciudat acest. Ciudată situația. E foarte ciudată. Dacă puteți date mai multe după emisiune, chiar mă interesează. Da, să vă spun care este furnizorul. Pentru că e ciudat. Dar să fie același furnizor... Da, e același furnizor, București și Ilfov, tarife diferite. Și să fie un consumator casnic, să nu vorbim. Consumator casnic și este vorba despre piața concurențială. În Ilfov, tariful e cu 33% mai mare. E aberant. E aberant, nu? Este aberant, da. O să vă dau numele furnizorului. Gaz, livrare la vară, contractele pentru livrare la vară au fost încheiate la 94-95 de lei pe megawattoră. Asta înseamnă de 2,5 ori peste prețurile care erau practicate anul trecut. Asta înseamnă că se va scumpi gazul? Poate să fie o scumpire de gaz. Suntem în evaluarea pieței de gaze. Să nu uităm că anul trecut a fost pandemie și am beneficiat și de cele mai joase prețuri. În momentul de față, când am trecut la liberalizarea prețului, trendul a fost descrescător al gazului vis-a-vis de prețul gazului din Europa. Deci, în continuare, în România, prețul este mai mic. Știu că sunt unii foarte supărați și îmi zic, ia uite, este prețul mai mic ca în Austria, pentru că era prețul la Baumgarten luat, ca preț de referință. Unii cine, domnule ministru, pentru că noi acasă, nouă ne plac tarifele mici. Nouă ne plac prețurile mici. Și se exportă gaz din România. Foarte bine că se exportă gaz din România, foarte bine că prețul în România este mai mic. Cred că prețul de 94 care faceți dumneavoastră referire este preț de pe bursă, nu este prețul din GES Program Release, care este un preț destinat furnizorilor care cumpără în special pentru consumatorul casnic. Acolo prețul este mai mic, din ce cunosc. Deci dumneavoastră credeți că acela este preț pentru piața industrială care este pe bursa română, pentru consumatorii care au anumit profil de consum, profil mare în bandă.
Deci, din ce știu eu, da. Vă așteptați să se scumpească sau nu, numai doar jumătatea anului? Nu, mă aștept să rămână, iar vara gazul nu are cum să se scumpească. Deci vara este exclus ca prețul gazului să crească pentru că nu este consum. Dar la iarnă, când a doua jumătate anului e și iarnă. În general, iarna prețul este mai mare decât pe perioada sezonului cald. Deci, în general, este mai mare, dar nu cred că va depăși prețul anului trecut. Gicu Iorga. E un nou Consiliu de Administrație la Electrica și domnul Gicu Iorga primește al doilea mandat pe 4 ani. Domnul Gicu Iorga este proaspăt șef al biroului Vamal din Giurgiu. E ok, domnul Gicu Iorga, deci, la Electrica? Am văzut ce a scris presa vis-a-vis de dânsul, am solicitat și eu niște lămuriri suplimentare, am primit la minister o hârtie din partea ANAF-ului că este de acord cu participarea domnului Iorga în Consiliul de Administrație. Dânsul trebuie să dea și o declarație la preluarea mandatului, dacă este în incompatibilitate sau nu. În funcție de dânsul, cum va da această... Poate să accepte mandatul, poate să nu accepte mandatul. Legea incompatibilităților are și niște excepții pentru funcționarii publici, pentru că, să știți, și din Ministerul Economiei și din Ministerul Energiei actual există persoane salariate, funcționari publici, care sunt în consiliile de administrație tocmai pe acea excepție din legea incompatibilităților pentru funcționari publici în cazul unui ordin administrativ. O să vedem dacă își acceptă domnul Iorga, dacă acceptă sau nu acceptă mandatul, dacă dă acea declarație. Eu am solicitat și am văzut adresa de la ANAF prin care erau de acord cu prezența domnului Iorga în consiliul de administrație. Deci, ca să rămânem cu ideea legată de discuția momentului, dumneavoastră faceți un pariu că proiectul rețelei de gaz rămâne și va fi aprobat de Comisia Europeană, urmează să mergeți la Bruxelles ca să susțineți proiectul tehnic. Să susțin acest lucru și credeți-mă că n-a fost ușor nici să susținem anul trecut rețelele de gaze inteligente, doar gaze naturale. Sunt convins că nici acum nu este ușor. Există un tren la nivelul Comisiei Europene vis-a-vis de gazul, de combustibil fosil, și gazul este un combustibil fosil, dar este un combustibil de tranziție. Le-am explicat și atunci europenilor că nu putem compara accesul europenilor la gaze naturale cu accesul românilor la gaze naturale. Anul trecut, la începutul anului trecut, era la 36%, a mai crescut, este la peste 40% în momentul de față. Ne propunem cam 4 ani de zile să ajungem la 60%. Deci, practic, să dublăm, dar și nu este ușor acest lucru, trebuie făcut. Și eu sunt convins că vom convinge Comisia Europeană că România are nevoie de rețele și România au nevoie de acces la gaz pentru încălzire. Scurt, domnule ministru, ne-a spus că oricum rețelele nu se vor dubla, dar dacă ați avea de ales, dumneavoastră personal, ați alege gazul tradițional sau gaz cu hidrogen? Nu, eu sunt acasă la dumneavoastră. Eu sunt adeptul tehnologiilor noi întotdeauna. Celor noi. Deci dumneavoastră vreți gaz cu hidrogen. Eu, în momentul când tehnologia a avansat și a devenit suficient de matură, ea intră pe piață. Și tehnologia a intrat deja pe piață, deci a avansat și este suficient de matură. Eu am încredere în tehnologie și sunt adeptul tehnologiilor noi. Acasă, prima dată, înainte de a-mi pune o rețea de gaz, că de anul acesta am și o rețea de gaz acasă, am pus ca un backup, m-am încălzit 4 ani de zile și mă încălzesc în continuare cu pompe de căldură. Pompe de căldură. Mulțumesc mult, domnule ministru. Virgil Popescu este ministrul energiei, studioul Digi24.